În ultimele patru etape, antrenorul Romulus Ciobanu a schimbat portarul, dar și în celelalte compartimente, principalul petrolist a operat modificări cu excepția câtorva jucători. După succesul la limită cu Tunari, petrolul a început de fiecare dată cu un alt apărător între buturi. Mirel Bolboașă și Raul Avram au făcut cu schimbul, iar în trei dintre cele patru meciuri aceștia au primit gol sau goluri. Posibil ca la jocul cu Mioveni 2 să reintre Avram, dar indiferent cine va fi, atât Avram, Bolboașă, cât și ceilalți colegi doresc să rezolve matematic promovarea în Liga a doua. Sperăm că nu mai facem pase greșite acasă, deși meciurile de acasă, după cum vedeți, sunt mai grele decât cele din deplasare, dar eu am convingerea că suntem uniți și că putem rezolva matematic meciul cu Mioveni. La jocul promovării poate lipsi mijlocașul Nini Popescu, care are unele probleme la genunchi. Cu siguranță un alt coechipier de-al său nu va juca. Este vorba de Păun, care va trebui să privească meciul din tribune în urma cartonașului galben primit la Bradu. Sunt trist că am luat galben și o să stau etapa viitoare, dar asta e. O să joc la ultima etapă când o să fie stadionul plin cu coreografie, cu tot ce o să fie frumos. Petrolul va disputa ultimele trei jocuri în Ploiești. După disputa cu echipa secundă a Mioveniului, va urma jocul din cartierul 9 Mai cu Astra 2 și apoi meciul de pe Ilie Oană cu Popești Leordeni.